Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Vă doresc pentru început o primăvară frumoasă tuturor, pentru că nu e așa, a venit în sfârșit primăvara, cel puțin calendaristic vorbind, pentru că este 1 martie. Astăzi este o zi specială, flacăra centenarului poposește la Topoloveni, acolo va fi aprinsă și este de asemenea un program special dedicat acestui eveniment. Am alături de mine, până când vor intra și colegii noștri în direct de la Topoloveni, pe Aurora Sărărescu. Bine ai venit, Aurora! Bine te-am găsit, lasă-mă te rog să le spun și eu doamnelor, domnișoarelor și domnilor care se uită la noi, de ce nu, o primăvară frumoasă și multă, multă sănătate, pentru că asta e inevitabil, urările mele sunt însoțite întotdeauna de sănătate în primul rând. Până la urmă, sănătatea e mai bună decât toate, nu e așa? Indiferent din ce zi, de acolo ce zi a anului ne aflăm. Pornește totul, ideal este să fie vorba de sănătate trupească, sufletească, să fie așa un echilibru. Din plin, da. Da, spuneam că este o zi deosebit de importantă, flacăra centenarului care a fost aprinsă inițial pe 24 ianuarie de Ziua Unirii la Muzeul Golești. Astăzi va fi aprinsă la Topoloveni și e toată după amiaza, este plină cu evenimente dedicate acestui eveniment deosebit, urmând ca săptămâna viitoare, chiar pe 8 martie, flacăra centenarului să fie aprinsă la Curtea de Argeș, unde de asemenea vom avea evenimente speciale, dar avem în direct cu noi pe colega noastră Ana Maria Burtea. Bine ai venit, Ana! Așadar, la Topoloveni a început cu o slujbă la Catedrala Sfântul Gheorghe. Urmează, conform programului, depunerea flăcării centenarului la Monumentul Eroilor, apoi o slujbă de pomenire a eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Bineînțeles că se va vorbi și despre importanța acestui moment, urmând ca în jurul orei 17 să fie decernate diplome urmașilor eroilor căzuți în Primul Război Mondial, iar seara se va încheia și cu un recital al fanfarei și unul al grupului vocal bărbătesc Haiducii Vlădicii. Așadar, nu știu, cel puțin în Argeș să zicem că centenarul a început bine. Acum eu amintesc că noi am fost împreună și de 1 decembrie la discuții, la tot felul de evocări și pentru mine este foarte important un anumit aspect. Dincolo de aceste evenimente care se desfășoară sau mi-aș dori ca aceste evenimente care se desfășoară și se vor desfășura pe întregul anului în mai multe localități din țară, nu doar din Argeș, să aibă un ecou în sufletele celor care participă la aceste evenimente și în sufletele tuturor acelora care află de aceste evenimente. Este foarte important pentru că există două categorii de persoane pe care eu le iau în calcul foarte, foarte mult când vine vorba de centenar. Veteranii de război și politicieni. Există aceste două categorii, într-un fel au depins sau depinde, există o legătură nevăzută între aceste două categorii. Nu trebuie să fii veteran al Primului Război Mondial, adică nu se poate fizic, dar ca idee spun, ci al unui război, oricare ar fi fost el, ca să știi ce înseamnă viața un astfel de eveniment. Da. Eu mă amintesc că într-o emisiune cu un veteran de război, de aici, de la noi din Argeș, de la Mărăcine, domnul Mihai Popescu, îmi spunea pe front, mie mi-a rămas în minte fraza asta și o să o duc cu mine toată viața, mirosea pe front a friptură. De la oamenii care muriseră acolo.
Asta este o frază suficientă ca să-ți dai seama ce sacrificii s-au făcut pentru ca noi astăzi să vorbim despre centenarul Unirii. De aici aș pleca cu tot ce înseamnă acțiuni și tot ce înseamnă fapte, că de asta îți spuneam că există o legătură nevăzută între veteranii de război, orice război ar fi fost, nu poate fi o acțiune frumoasă sub nicio formă, și politicienii care trebuie să participe la astfel de evenimente, dar dincolo de asta trebuie să existe ceva mai profund. Trebuie să existe niște acțiuni care să pună România în lumina pe care o merită, care să dea României o anumită strălucire, măcar în acest an, care să înceapă niște proiecte care puse în practică, finalizate, nu începute și rămase în coadă de pește, finalizate, să schimbe un pic percepția despre România în afara țării, dar și aici. Asta vreau să spun, că nu doar eu în afară. Cred că este esențial pentru România anului 2018. Îmi spunea cineva că în anul centenarului nu trebuie să vorbim despre ce au făcut, doar ce au făcut înaintașii noștri pentru România. Ce trebuie să facem noi? Nu, trebuie să ne gândim ce am făcut noi în acești 100 de ani care au trecut, dintre care ultimii 30 de ani sunt ai noștri trăiți, ai generației noastre de acum, așa, generației noastre de politicieni. Sunt 30 de ani, 3 decenii. Nu e vorba de 3 luni sau de 3 ani. Sunt 30 de ani care au trecut fără ca un sistem, că se numește învățământ, că se numește sănătate, că se numește transport, că se numește agricultură, să fie pus la punct cap-coadă și să meargă șnur. Noi n-am avut timp în 30 de ani să punem la punct ceva. Pentru că unii care în acești 30 de ani despre care tu spui au trecut pe românește vorbind ca gâsca prin apă. Cornelia, este haos și când este haos nu se poate face nimic, nu poți să duci, când sunt schimbări după schimbări, când nu lași continuitate, când nu lași niște oameni pricepuți, identificați și puși acolo. Fiecare om își are locul lui, e bun într-un loc, poate nu e bun la transporturi, dar poate e bun în învățământ, poate nu e bun în învățământ, e bun la agricultură. Fiecare om are un loc, este o cheiță, un motoraș undeva, trebuie doar să identifici unde este omul acela care, pus în locul său, sfințește locul respectiv. Și atunci, eu asta vreau să văd în România centenarului, dincolo de evenimentele la care participăm. Pentru că da, vom participa, vom avea emoții, poate vom vărsa lacrimi de bucurie, de emoție, vor fi piedici. Noi, România nu e o țară iubită de toată lumea. Nu ne-au primit niciodată de când suntem noi pe pământul ăsta cu brațele deschise. Ca atare trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim uniți în primul rând, trebuie să fim, da, cum să zic, să existe o solidaritate din toate punctele de vedere. Mai știu românii să fie solidari, Aura? Eu cred că da. Eu cred că da, și pentru că vorbești de chestiunea asta, a fost cuvântul cheie al emisiunii pe care telespectatorii noștri o pot vedea astăzi de la 17 la 18 la Prețuiește Sănătatea. Le recomand, pentru că este important. Dincolo de emisiunile în care vorbim despre afecțiuni, e bine să vorbim și despre sistemul medical, cu bunele și cu relele lui, pentru a învăța din toate lucrurile acestea. Poate nu sunt eu cel mai bun, mă formez cu fiecare zi care trece, cu fiecare medic cu care relaționez, cu fiecare discuție pe care o am, învăț de la fiecare și dau mai departe. Asta trebuie să facem tot. Eu asta cred, eu pun suflet în ce fac. Când faci, greșești inevitabil. Cine vede că greșesc, aș vrea să vină către mine și să mă tragă de mânecă, să spună, uite, aici ai greșit, se poate face așa. Asta cred eu că se poate face la orice nivel. Asta cred eu că se poate face în orice domeniu. Și cred că... se poate, important este să vrem. Da, dar chiar cred în ce îmi spunea interlocutorul meu, despre care ți-am menționat că a zis, trebuie să ne întrebăm ce am făcut noi în acești 100 de ani. Pentru că da, mă întorc și îți spun că Brătianu a făcut într-un mandat de 4 ani 7.000 de școli. Într-un mandat de 4 ani, 7.000 de școli. În unele dintre ele funcționează elevii, învață elevii noștri și astăzi. Da? Sunt clădiri care au rămas din perioada respectivă și care astăzi sunt în ruină. Este o realitate tristă și eu nu vreau doar scuzat-mi fie, nu știu, poate e îndrăzneală, poate e dezamăgire, poate este revoltă. Faptul că
Nu o să stau pe margine să aplaud la fiecare eveniment de acest gen și nu doar să fac asta. Sigur că sunt importante, sigur că apreciez foarte mult, sigur că sunt onorată pentru faptul că în județul meu această flacără reușește să ajungă în fiecare localitate, după cum spunea domnul președinte Dan Manu, președintele Consiliului Județean, la 24 ianuarie la Muzeul Golești. Dar este foarte important ca dincolo de asta să existe și acțiuni. Să existe din care acțiuni să... și să existe ore dedicate acestui eveniment în școală, pentru că copiii noștri trebuie să învețe, să afle ce s-a întâmplat. Copiilor noștri nu le trebuiesc 100 de manuale de istorie cu 100 de variante. Copiilor noștri au nevoie de o întâlnire cu veteranii de război. Este cea mai frumoasă și mai sinceră lecție de istorie. O întâlnire aș duce veteranii de război în clasele și care cu siguranță le-ar rămâne copiilor în suflet că o astfel și minte pentru toată viața. Crede-mă că o astfel de oră nu are cum să nu-ți rămână în mie. Mi-aduc aminte, la noi, când eram la liceu, o singură oră de geografie a fost predată de un domn profesor de geografie, la vremea aceea pensionar de mult, deci aveam eu 16 ani, dumnealui avea 70 și ceva, și ne povestea despre ceea ce noi trăim astăzi. Deci în urmă cu 20 ceva de ani, dumnealui ne povestea despre două anotimpuri, despre primăveri cu iarnă și vară cu toamnă și așa. Tot ce trăim noi astăzi din punct de vedere al temperaturilor, dumnealui ne-a spus cu 20 de ani în urmă. Iar eu mă raportez, văzând acum ce trăiesc, la ce mi-a spus domnia sa atunci. La fel, orele de istorie cele mai frumoase erau la muzeu sau erau orele în care profesoara noastră, doamna Natalia Moldoveanu, ne vorbea, un pătimit al istoriei, un om îndrăgostit efectiv de ceea ce preda, vorbea din suflet. Sunt convinsă că de mult contează să pui suflet în ceea ce se numesc dascăli. Dascăli, adevărați dascăli. Eu sunt convinsă că România mai are dascăli și că puși față în față cu elevii știu ce să le spună în astfel de România de situații. România mai are dascăli adevărați, dascăli cu vocație. România are copii extraordinari. Uite, am avut ieri alături de mine la emisiune pe cei trei câștigători ai concursului de Mostene, care m-au impresionat prin modul lor de a aborda lucrurile. Deci copiii aceștia la 16, 17 ani, 18 ani vorbesc de filozofie, vorbesc de istorie, vorbesc de chimie. În orice domeniu ai intra să vorbești cu ei, cu siguranță s-ar crea un dialog frumos. Și vorbesc cu luciditate de problemele cu care se confruntă societatea românească și culmea vin cu soluții. Cornelia, eu nu felicit doar copii, felicit și familiile în care au crescut acești copii, pentru că mi-aș dori copilul meu este produsul a ceea ce sunt eu, a educației pe care eu o ofer de-a lungul anilor de formare. Eu sunt pentru soluții. Nu voi fi niciodată, așa cum spuneam și mai devreme într-un alt context, pentru sancțiuni. Sunt pentru soluții. Sunt pentru soluții pe termen îndelungat sau pe perioada imediat următoare, în funcție de probleme. Așa cred că ar trebui să fie evaluat fiecare sistem, fiecare domeniu din România și găsite soluții. Nu chestiuni de orgoliu, eu sunt ministru astăzi și vin cu soluțiile mele, mâine este cu tărică ministru, nu sunt bune alea, nu e bun nimic din ce s-a făcut, vin cu altceva, nu. Trebuie să existe strategii, toată lumea, toți oamenii de afaceri recunosc, majoritatea, chiar și oamenii de administrație, chiar și politicieni. Ne trebuie o strategie pe termen îndelungat, strategie pe 10 ani, pe 20 de ani, astfel încât cine vine după mine să respecte ce s-a făcut. Că e opoziție, că e putere, să fii dator să respecti strategia și să urmezi. Doar așa ne dezvoltăm, doar așa mergem înainte, așa se întâmplă în țările civilizate și noi suntem civilizați. Da, hai, ne comparăm cu cei un pic mai sus decât noi, nu? Sau să vrem să ne comparăm cu cei superiori nouă. Da, să dezvoltăm, pentru că de acolo pornim. Da, atunci vorbim despre România, despre un centenar care să facă cinste celor care au pus bazele acestei țări, până la urmă, pietricică cu pietricică, luptă cu luptă, război cu război, zi de
de foamete, zi de, de lipsuri. Vieți de, pierdute, da, vieți distruse. Viața unui om nu înseamnă doar lipsa acelui om, înseamnă familii întregi dezbinate, de, dezrădăcinate, suferinde. Da? Toate aceste sacrificii să nu fie în van. Măcar atât. Suntem datori, măcar cu atât. Da. Săptămâna viitoare spuneam că flacăra va ajunge și la, la Curtea de Argeș, unde toate evenimentele vor fi dedicate reginei Maria. Foarte frumos. Mie îmi place. Sper din suflet să reușim să fim acolo. Dar uite, pentru că tot vorbeam de elevi și așa, aș vrea lângă oficialități, lângă autoritățile locale, să fie elevii. Da? Scuze, dacă nu de la un toate școlile, toate liceele, să fie de la unul, două licee, o parte dintre ei. Aceea este cea mai frumoasă lecție de istorie. Poate unii dintre ei nu vor învăța nimic din asta. Poate pentru ei va fi doar o oră sau o bucățică de timp pe care o vor folosi fiecare. Bucuroși așa cum că vor. Au plecat de la școală. Dar 1, 2, 3, 10 sigur vor fi marcați de evenimente. Sigur vor rămâne în minte cu ceva ce pot să povestească peste ani la copiilor sau pot să pună în practică în domeniile în care vor lucra mai târziu. Pot să ia aminte și să schimbe ceva. Da, e frumos și bine faptul că evenimentele de săptămâna viitoare, chiar de 8 martie, sunt dedicate reginei Maria, mai ales ținând cont de faptul că la Curtea de Argeș se odihnesc regii noștri. Noi am avut bărbați bravi și femei înțelepte. Regi bravi și regine înțelepte. Uite, te întrerup că ne întoarcem din nou la Topoloveni. O avem din nou pe Ana alături de noi. Bine ai revenit, Ana! Chiar acum flacăra centenarului este adusă de la catedrală, aici la Monumentul Eroilor. Cum puteți privi, este acum este adusă pe imnurile fanfarei Argeșului. Spunea Aurora mai devreme că ar fi foarte frumos ca în momentele acestea, ca în aceste evenimente să stârnească în sufletele oamenilor, în sufletele românilor, anumite trăiri și sentimente. Să știți că sunt foarte mulți oameni aici, printre care și foarte mulți copii. Am fost surprinsă plăcut, ca să zic așa, să văd și câțiva prichindei aici.
Concentrație mondială, oficiată de un sobor de preoți în orașul Popoveni. Gardă de descoperi! Aici! Gardă pe loc! Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor! A fost aprinsă flacăra centenarului, am asistat și noi la acest moment. Acum este o slujbă. Momente importante, emoționante, și mă uitam și mă gândeam, așa cum spuneai și tu, sper că autoritățile să nu fie prezente acolo doar pentru a face un act de prezență, ci chiar să simtă. Eu sunt convinsă că aceste momente nu trec fără emoție prin sufletul oricui. Acum, dacă emoția are un impact mai mare sau mai de scurtă intensitate, ține strict de structura fiecăruia și de cum se raportează la astfel de evenimente. Mai ține și de responsabilitatea pe care fiecare o are sau... Și de respectul care fiecare ar trebui să-l aibă. Pentru că mă gândeam... Argeșul este un județ norocos din multe puncte de vedere. Binecuvântat, cum am spus de multe ori. Noi avem aici, avem Golești, avem Vila Florica, avem o Elisabeta Rize, avem veterani de război care au 90 de ani, 100 de ani. Suntem, Brătienii și Goleștii sunt numele oamenilor politici mari care au clădit și au, prin acțiunile pe care le-au făcut în repetate rânduri, au dus la clădire alături de ceilalți oameni care... alături de care au format elita politică a vremii. Dar dincolo de asta au existat acești oameni care se numesc veterani de război și toți cei care au pus umărul la treabă. Pentru că nimic nu se poate face fără a pune umărul la treabă, fără acțiuni. Dacă vorbele nu sunt acoperite de fapte, niciodată nu e nimic. Și mă gândeam că există două locuri unde flacăra olimpică cu precădere trebuie să fie. Și aceste două locuri din România, din punctul meu de vedere, sunt Curtea de Argeș și Alba Iulia. Flacăra centenarului. Flacăra e a doua oră când zic flacăra olimpică, vorbim despre flacăra centenarului. Flacăra centenarului, scuze. Trebuie să fie în aceste două locuri. Curtea de Argeș, acolo unde se odihnesc regii și reginele României, și Alba Iulia, acolo unde... Păi, la Alba Iulia va ajunge pe 1 decembrie. De ziua națională în acest an. Dar acestea sunt din punctul... Poate mai există și alte locuri, dar acestea sunt cele în care cred eu că își găsește locul cel mai bine, în care se potrivește cel mai bine flacăra centenarului.
La Curtea de Argeș, așa cum spui tu, cu atât mai mult cu cât acolo și dorm somnul de veci regii României și am fost părtași la înmormântarea ultimului rege al acestei, al acestei țări și știm foarte bine câtă emoție a creat, a creat acel eveniment. Eu sper ca săptămâna viitoare să fie prezenți și reprezentanții casei regale românești. Este foarte posibil să fie așa, pentru că este prea solemn momentul să nu, să nu aibă un reprezentant casa regală, vorbind nu doar de aprinderea flăcării centenarului, ci și de evocarea reginei Maria până la urma urmei. Asta este destul de, de important, sunt legate una cu alta și ținând cont de rolul pe care regina Maria l-a avut în istorie și felul în care, da, o personalitate extrem de puternică, o femeie extrem de frumoasă, de rafinată, de curtată, dar ale cărei acțiuni, o femeie îndrăgostită realmente de România. Până la urma urmei, noi vorbim despre... A murit româncă. Da, noi vorbim despre regele Ferdinand, vorbim despre regele Carol, despre, despre regina Maria și deși prin sângele lor nu curgea sânge de român, inima le-a fost întotdeauna aici. Le-a fost cucerită și, de România, da. Și și-au dedicat apoi viața. Gândește-te că sunt oameni care au renunțat până la urmă la averi, la nume, la... au fost desmoșteniți de casa de regală. Și dacă ne aducem aminte pe regina Maria, cu câtă mândrețe purta ea românească. Da, nu. Asta este un aspect pe care fiecare româncă cred că trebuie să-l aibă și cred că fiecare, așa aș dori fiecarei, știi, doamne și domnișoare. A ridicat ea la rang de regalitate, de haină regală. Da, da, e frumos spus. Cred, eu cred și mi-aș dori să aibă fiecare fată din România, fiecare femeie din România, măcar acasă, o ie pe care să o poarte când simte că e, că e mai drag, când simte sufletul ei. Îmi spunea cineva, o bună prietenă, eu am prieteni trecuți prin viață, cu multă înțelepciune pe umeri și, și în suflet, și una dintre aceste prietene, care din păcate nu mai trăiește, într-un anume moment, când îmi cumpărasem o bluză, mi-a urat să fie bluzița mea de inimă bună. Așa aș vrea să fie pentru fiecare româncă, ea pe care să o, s-o aibă acasă și să o poarte, să fie bluza de inimă bună. Nu știu cum să spun, de momente frumoase, de momente în care să... să simți cu adevărat și bucurie și mândrie și să te simți bine, să-ți dea o stare de bine în interior care să se reflecte la... Și de mândrie, și dacă stăm să ne gândim până la urmă, ea a fost inspirație pentru mari designeri ai lumii. Da, și furat inspirație dintre ei. Prea mare inspirație din nefericire pentru noi. Unii dintre cei care s-au inspirat, n-au recunoscut și de unde, n-au declarat și sursa, ca să zic așa, cum, din păcate. Da. Din nefericire pentru noi. Astăzi este 1 martie, iată, o zi extrem de încărcată, nu doar pentru că e începutul primăverii, nu doar pentru că de astăzi purtăm mărțișorul. Astăzi se împlinesc 181 de ani de la nașterea lui Ion Creangă. Uite, eu când îmi spui tu mie Ion Creangă, sigur, ca toată lumea, mă gândesc la amintirile din copilărie și mă mai gândesc la ceva. La bietul Nică. La bietul Nică. Am putea fi fiecare dintre noi sau poate am fost la vremea noastră. Cred că suntem, Nică, dar mai să mic să sau mai mare, da? Însă eu nu mă gândesc la operă. Neapărat. Nu în primul rând îmi vine asta în minte. Știi ce îmi vine în minte când zic Ion Creangă? Prietenia cu Eminescu. Uite, așa mă gândesc că există puține legături din astea de prietenie, nu puține, puține despre care știm noi, așa sunt dezvoltate și de care am auzit întotdeauna. Și soarta a făcut până la urmă ca amândoi să moară în același an. Dar asta vreau să zic, dar de prietenia lor eu știu de când eram copil. Din totdeauna, de când am învățat despre Eminescu și am învățat și despre Creangă, am știut că ei doi au fost prieteni. Și mi se pare atât de frumos să se vorbească despre prietenia lor în timp și amândoi opera fiecăruia dintre ei să răzbată peste timp, amândoi să fie mari în domeniile în care eu sper să au răzbit deja.
se răzbată și de acum încolo. Au răzbit și vor răzbi. Veacurile. Au răzbit și vor răzbi cu prisosință, cred. Fără nicio rezervă. Bine, cred că spune nu asta, e nu? Copil să, căruia să nu-i se fi citit măcar o poveste, fie acasă, fie la grădiniță, fie la școală. Adică, la un moment dat, fiecare dintre noi ia contact cu opera lui Creangă. Grădinița începe cu Creangă. Teatrele de păpuși sunt cu Creangă. Exemplele de mai târziu din viață și foarte multe din trăirile noastre cumva se reflectă în sau au legătură sau putem face trimitere către opera lui Creangă. Dar asta mi-a rămas. Asta este ceva la care mă gândesc întotdeauna când spun Creangă, prietenia cu Eminescu. Mi se pare că și mai ales poate în zilele noastre că au avut mulți parte de prietenii și se legau în cercurile în care umblau, în care își desfășurau activitatea, prietenii strânse se susțineau sau se creau și invidii ca în vremurile noastre, dar eu cred că mai cu seamă înaintea oricărei relații, dacă există prietenie, e pe drumul bun orice urmează să fie, pentru că întotdeauna în doi este mai ușor, întotdeauna într-o prietenie. Asta spune mie chestiunea asta. Luna martie este oricum încărcată nu doar de simboluri și de semnificații. Tot în martie comemorăm moartea lui Brâncuș, un alt om care ne-a făcut mândri că suntem români. Da. Când vorbim despre Brâncuș, un alt cuvânt îmi vine în minte, dacă e să mă raportez la sentimente, dacă vorbim despre Creangă și Eminescu, o să spun prietenie, când spun Brâncuș, spun dezamăgire, o mare dezamăgire, o mare tristețe că Brâncuș a fost al nostru și l-am scăpat printre degete. Asta mi se pare trist, un artist ale cărui opere se vând în străinătate pe milioane, zeci de milioane de dolari. Când am făcut știrea despre Brâncuș, citeam că există opere care s-au vândut cu 30, cu 40 de milioane de dolari, creațiile sale, cum au fost americanii îndrăgostiți pur și simplu de Brâncuș și noi, cum i-am dat drumul așa, cum am refuzat ceea ce omul a vrut să ne dăruiască. Închipuieți tu că omul acesta a vrut să dăruiască României operele sale, iar noi nu le-am acceptat, noi l-am refuzat pe Brâncuș, l-am renegat pe Brâncuș și este cea mai... Din nefericire nu este singurul caz. Asta vreau să spun, că nu e singurul pe care noi românii am și nu am va renegat. Fi, pentru că avem și acum valori care în străinătate sunt recunoscute și în România habar nu avem de existența lor. Da, de oameni care duc cu mândrie numele României în străinătate și care întorc și în România. Este surprinzător că tocmai acești oameni, chiar dacă România îi reneagă, ei niciodată nu uită să spună că sunt români și simt în sufletul lor acolo o emoție puternică. Nu mai știu unde, în lumea asta mare, nu știu dacă greșesc, dacă spun Portugalia sau ceva, într-o zonă din asta, o româncă a făcut o companie, o industrie. Dacă pot să spun așa, a dezvoltat o industrie de frumusețe, o româncă, pur și simplu. Clinici de frumusețe, tratamente de tot felul inventate și așa. A vrut să vină și în România să facă același lucru. Plus investiții imobiliare, a vrut să vină în România. Și nu a fost primită. Birocrația a fost primită, dar birocrația a fost atât de încălcită, de înciulinată, nu știu dacă există acest cuvânt în România, dacă nu l-am inventat acum, încât femeia și-a luat lucrușoarele și a plecat și a dezvoltat, a crescut această afacere în zona respectivă și vreau să spun că acasă la ea, în clinicile ei, nu există mochetă din asta anti, știi, de poți să mergi încălzată sau așa, sunt covoare românești țesute aici, peste tot. Are și spune cu mândrie că vine din România și are aceste covoare de iută, de lână, de ce sunt ele, țesute în România.
Asta spun eu și la asta mă refer când spui sunt mândru că sunt român și spun că trebuie să demonstrez prin fapte. Oamenii aceștia pe care noi i-am renegat într-un fel sau altul, pe care continuăm să-i renegăm. Am avut un Ionescu, am avut un Țuțea, am avut un Noica, am avut oameni extraordinari. Sunt mulți, sunt foarte mulți, Cornelia, și au fost de-a lungul timpului. Există și acum. Și asta ar trebui să luăm în calcul când vorbim despre... Poate, măcar în anul ăsta centenar, să avem dorința, dacă nu bunul simț, să ne aducem aminte de ei. Tu vorbești, și să-i evocăm. Și îmi spui că Regina Maria purta cu mândrie ia. Așa cum poate o port eu, poate o porți tu și o poartă alte milioane de români, de românce. Acum câțiva ani, Ministerul Afacerilor Externe a dus la Bruxelles într-o acțiune de sărbătoarea IEI un chici al IEI. Tu nu poți să ai și în Lada, avem Lada de zestre plină cu comori. Cu ei de 100 de ani, cu sute de nu mai știi unde să fi rămas, da? Și tu duci niște făcături made din nu știu ce țară, că nu cred că România ar face așa ceva, sau dacă a făcut, în tot cazul, este ceea ce se numește slabă calitate. Lucru slab, cum spune unchiul meu din Ardeal. Nu e în regulă. Dacă tu oficial asta afișezi în străinătate, păi, cum te aștepți? Eu asta spun când vorbesc de acțiuni. Da, am avut oameni extraordinari și mă gândesc cui rămâne, pe mâinile cui rămâne această țară, și îți povesteam mai devreme de acești copii care m-au surprins plăcut la concursul de oratorie de Mostene. Noi am prezentat și ieri materialul cu discursurile lor, bine, frânturi din discursuri, dar mi-a plăcut prestația lor de aici din emisiune. Eu sper ca România să rămână pe mâna acestor tineri. Dar mai sper ca acești tineri să fie motivați să rămână în România. Asta este. Unul din ei, câștigătorul locului 1, spunea chiar în susținerea discursului că, într-adevăr, el își dorește să meargă să studieze în Franța, pentru că îi place acea țară, îi place tot ce se întâmplă acolo, educație, arhitectură, istorie, tot. Dar își dorește din tot sufletul să se întoarcă în țară. E unul din tinerii care a spus asta din tot sufletul. Eu sper să o și facă la un moment dat. Dacă România nu-l va motiva să rămână, Cornelia... Acolo? Are toate scuzele să... Nu știu, sper să ne trezim la un moment dat. Eu cred că noi suntem conștienți de ceea ce se întâmplă, doar că lipsește acel umăr pus la treabă, așa cum ar fi normal, așa cum ar fi... Până la urmă, să fii responsabil contează foarte mult. Fiecare pe bucățica lui să fie responsabil, fiecare pe bucățica lui să dea ce e mai bun din el. Noi încă mergem în multe domenii și mulți dintre noi pe principiul merge și așa. Nu merge și așa. Nu mai poți merge și așa. Se merge pe principiul ăsta de ani de zile. Să sperăm că renunțăm la acest principiu. Da, dar suntem undeva la limită. Ne scuturăm de el. România este... O doamnă bine făcută. O doamnă frumoasă. Cu multe pretenții, dar când o cauți la cultura generală, la modul în care își administrează finanțele și toate celelalte, depinde de stânga, de dreapta, de nu știu ce, dacă nu se adună și nu se organizează bine, rămâne strict o doamnă bine frumoasă, cu riscurile de a îmbătrâni urât, și nu este în regulă așa, pentru că România are mult în spate, are niște înaintași străluciți și ar fi păcat. Eu, văzându-i pe acești tineri, nu știu, am speranța că România rămâne pe mâini bune. Avem pregătit materialul, dacă și colegii noștri sunt pregătiți să ni-l arate, dar puțin mai târziu o să revenim la el. Ți-am spus, mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut faptul că au vorbit cu atâta luciditate de problemele cu care ne confruntăm și, culmea, au acești tineri soluții pentru a le rezolva. Nu știu dacă cineva la un moment dat va dori să-i asculte, deși ar fi extraordinar. Știi ce ar fi nevoie? Există în programul acela, în proiectul acela, școala altfel, sau în ziua de 1 iunie când se duc copiii și preiau scaunul de președinte, de consiliu județean, de prefect, de director, nu știu de care. Ar fi interesant și interesant un dialog între autorități, între administrație locală și
olimpici, pe soluții, pe proiecte, pe dezvoltări de, nu știu, de școli, de instituții, de orice. Nu știi niciodată de unde sare iepurele. Iar tinerii ăștia chiar pot. Doamne ajută! Pot pentru că sunt inteligenți și pentru că vor și pentru că studiază și pentru că au mintea deschisă și au, ei spuneau, vise pe care vor să le împlinească și mai spuneau că ei au convingerea că pot schimba lumea. Nu știu, e atât de frumos la 16-18 ani să spui, poate că și noi am spus-o la vremea noastră, da, eu pot schimba lumea. Nu știu dacă timpul ne-a demonstrat că putem sau nu. Nu știu dacă m-am gândit chiar lumea. Eu mi-am dorit, la vremea respectivă, îmi doream foarte tare să fiu eu cea care descoperă un leac împotriva cancerului. Acum pot să spun, atunci nu spuneam, doar gândeam. Doar că niciodată n-am fost în stare să fiu medic sau cercetător sau ceva de genul, dar am visat foarte mult. Da, dar să știi că și faptul că promovezi aceste idei, însă, și ai emisiunile care scot în evidență anumiți oameni deosebiți, pot fi un pas. Există oameni deosebiți pe care i-am întâlnit și care prin ceea ce fac zi de zi luptă pentru a scădea numărul bolnavilor cu această afecțiune, diagnosticați cu această afecțiune, și m-am alăturat lor din convingere, dar îți spun că fiecare dintre noi putem avea convingeri pe bucățica lui care să aducă, să îmbunătățească ceva, să schimbe un pic culoarea, să schimbe un pic, să schimbe griul ăsta în care trăim. Mie mi se pare că dacă ar fi să dăm României o culoare în acest moment, deși e primăvară și e frumos și e atâta culoare în jur, per ansamblu, dacă amesteci, ar da așa un gri. Nu știu, aș vrea să schimbăm griul acesta. Probabil pentru că oamenii sunt triști, sunt dezamăgiți, nu mai au speranță, ceea ce nu e bine. Uite, eu vedeam la Sibiu, în anii mei de studenție, și ulterior am văzut la București. Aici n-am prea avut ocazia să văd, dar la Sibiu și la București am văzut frecvent în anii în care am petrecut acolo grupuri de turiști. Eu la Pitești n-am văzut grupuri de turiști străini cu aparate agățate de gât. Ce m-a surprins prima dată și în primele dăți când am văzut, că erau în vârstă. În vârstă pentru noi. Pentru mine, studentul de atunci, oamenii aveau 60-70 de ani. Pentru că pensionarii din celelalte țări trăiesc atât de bine încât la vremea pensiei, într-adevăr, se bucură de pensie, știi? Cum e la noi să te bucuri de pensie. La noi săraci pensionari se chinuie să-și plătească. La noi trăiesc de la o pensie la alta. Dacă au și acea posibilitate, cum ar sacrifice. Ne întoarcem la colegii noștri, la topoloveni, să ascultăm niște alocuțiuni. Să ne prezinte mesajul domniei sale și să determineze diplomele urmașilor eroilor pentru scripturii cu război mondial. Domnule prefect, domnule președinte, onorați consilieri județeni și locali prezenți astăzi la Topoloveni, și așa cum vedeți în spatele meu, puteți să vă gândiți că adunând cele trei degete, formați semnul trinității, al adunării, al închinării, și totodată acest monument reprezintă o revărsare și totodată o comunicare cu cele jumești și cu cele jumești, pentru a aduce acest omagiu eroilor noștri. Orice bucurie are la bază jertfă. Acest lucru ne-a adunat astăzi de aici pentru a ne gândi cu respect la cei care s-au jertfit, pentru ca noi astăzi să ne bucurăm și jertfa lor să o transformăm într-un mărțișor.
dedicăm tot anul 2018 și toate manifestările culturale care vor avea loc, nu numai în Cotroveni, dar și în județul Argeș, centenarului Marii Unii. În semn de prețuire pentru simbolurile centenarului, am dezvelit astăzi în fața primăriei un frumos meș care reprezintă Regina Maria, simbolul Marii Femei de Stat și a regelui nostru, Ferdinand, simbolul celui care avea să aducă aici la Argeș, România de la Argeș, și așa cum prezenta domnul președinte, dacă tronul este undeva la câțiva kilometri de noi, iată-ne, stau de bază și mormintele celor care s-au jertfit pentru aceste simboluri ale țării noastre. Dorim României viață lungă, unirea aceasta să nu se spargă niciodată și dacă alții care trăiesc românește să ne fie alături în veci. Vă rog să-mi permiteți în momentul acesta simbolic. Am invitat câțiva dintre moștenitorii celor care s-au jertfit. Am pregătit și a pregătit domnul președinte al Consiliului Județean, tot în cinstea eroilor noștri, câteva icone pe care le înmânăm cu toată dragostea și să rămână un simbol în familiile celor care s-au jertfit. Am rugămintea să nu fie cu supărare, dacă sunt printre dumneavoastră moștenitori ai celor care știți și să regăsesc pe acest monument, să treacă pe la noi, la Casa de Cultură, și acolo avem diplomele pregătite pentru toți urmașii eroilor. Noi am identificat, nu pe toți, dar câțiva. Și astăzi am invitat aici, îmi cer încă o dată scuze dacă au venit și alți moștenitori și nu sunt astăzi chemați în fața acestui microfon, în fața acestei frumoase ceremonii și am rugămintea aceasta, dacă nu plec la Casa de Cultură să anunțe, cel puțin la zilele orașului, în o altă manifestare publică deosebită, să avem posibilitatea să le înmânăm aceste diplome. Așadar, am să invit aici moștenitorii căpitanului Visarion Stagelarie, pe domnul coleg, prieten, directorul Mihai Stagelarie, de la Biblioteca Județeană Argeș. Mihai vine și cu reprezintă și cu asta reprezintă ca să transmită neacătă mai departe acest mesaj de jertfă al celor care au fost aici în Toplomeni. Din familia Irinoiu Mihalache, Nena Mihai Irinoiu, nu știu dacă a venit, are 80 de ani, este urmașul Cărbașului. Am invitat de asemenea și pe urmașii familiei Dumitru Mihalache, respectiv pe Mariana Mitescu din București Mari, dar pe Alivie Bolnav și Mariana a putut să vină, ne-a spus că primul regim, dacă este cineva aici de încă arată să vină. Moștenitorii sorete de la sorete Nicu,
părerele primit. Care amintică a venit? Așadar, momente deosebite. Am asistat și noi la decernarea diplomelor urmașilor eroilor căzuți în primul război mondial. Aurora, eu mă bucur că ai fost alături de mine astăzi, într-o zi atât de importantă. Și eu, să știi că mă bucur. Mă bucur că am început împreună ziua de 1 martie. Să avem o primăvară frumoasă și noi și telespectatori. Îți mulțumesc pentru prezență și ție o primăvară frumoasă. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Să aveți încă o dată, vă urez o primăvară minunată și acum o după-amiază frumoasă alături de Absolut TV.